destul de controversată. Vedem pentru oaie. Pentru oaie, oile am spus că vor trebui să muncească, să muncească din greu pentru banii lor. Pot să facă prosperitate. Noi am spus că ele vor avea un an mai slăbuți, dar iată că luna asta pot să strângă un pic de prosperitate. Trebuie să fii atenți cu, la locul de muncă, cu cei cu care lucrează. Mi-a adus aminte când ne uitam la predicțiile pentru această lună de oaie, de un proverb preferat al mamei mele, care zice așa: capra răioasă ține coada sus. Ce înseamnă asta? Oile luna asta, cu cât sunt mai bățoase, pot fi prinse cu anumite minciuni, pot fi prinse cu anumite înșelătorii. Dar cu cât țin coada mai jos, cu atâta sunt mai puțin afectate. Altfel pot să intre în scandaluri destul de mari. Atenție mare la ce mâncați, mai ales la mâncarea, la prăjeli și la mâncare proaspătă. Da? Adică mâncare de asta neprocesată. Mă scuzați. Neprelucrată. Așa că, în rest, nu pot să zic că vor avea o lună deosebit de rea. Da, deci ceea ce îi ajută pe nativii oaie în această lună este clar iepurele, zodia lunară, care este aliatul lor, și spuneam mai devreme, la începutul emisiunii, că împreună cu zodia mistreța anului le închide acel triunghi de alianță, deci sunt cumva ajutate, dar nu suficient cât să facă față acestei combinații de energii lunare cu cele anuale. Din păcate, vine o lună foarte grea din punct de vedere financiar. De fapt, a venit, pentru că noi vorbim astăzi, este 9 martie și noi am intrat în luna iepurilor în data de 6 martie. Ar trebui să nu se încreadă foarte mult în alții, în promisiunile altora. S-ar putea să vină către ei foarte mulți oameni care să le propună o mică afacere sau un mic proiect sau chiar să le dea o sarcină în plus, și este bine să fie în expectativă, este bine să se gândească de 10 ori ce implică, unde duce acea acțiune sau activitate. Pot să fie trădați, dar pot să fie în primul rând furați, deci li se pot fura ideile, efectiv, adică să aibă o idee și astăzi și au prezentat-o unui coleg sau au comunicat mai mult decât trebuia, iar acel coleg s-o prezinte ca fiind a lor. Deci asta este o chestiune care se poate întâmpla frecvent luna aceasta, atât nativilor oaie cât și nativilor maimuță, și ar putea să aibă probleme în relații, de orice fel relațiile, deci fie de cuplu, fie de familie, fie la locul de muncă. Atenție în relaționarea cu șefii, deci cu superiorii, pentru că îi pot enerva fără să vrea, deci fără să spună ceva care să incite sau, mă rog, să deranjeze neapărat. Oile se știe că fac parte din triunghiul diplomaților, deci în genere nu deranjează cu vorbele, însă se poate crea într-adevăr această situație neplăcută și bineînțeles că trebuie amplasat un remediu în sectorul de sud-vest, pentru că ăsta este sectorul oilor, sud-vest 1. Acolo ar trebui amplasat un remediu împotriva stelei 5 sau de controlarea stelei 5 anuale, pentru că aceea trebuie controlată, și unul dintre ele este pagoda cufărul Daranii, care îl avem cu noi, pe birou. Este un remediu de protecție și este și foarte frumos, dar și foarte puternic, pentru că are toate simbolurile de protecție necesare. Dubla Dorje, silaba Hum, care face parte din aproape toate mantrele, leii zăpezilor, care sunt iarăși un remediu de protecție puternic în viața tuturor. Și sigur că mai sunt și altele, doar că nu mai este timp acum să le menționăm pe toate. Important este să aibă cu ceva cu ei, un remediu, o amuletă de protecție luna aceasta în mod special, dar de fapt tot anul. Și nu uităm, steaua lunară, deci este 7, cea care este a furturilor, a deposedărilor materiale, a trădărilor și a micilor accidentări. Sunteți ajutați de zodia iepure, însă nu trebuie să ne culcăm pe ureche și trebuie să fiți foarte vigilenți și atenți la și la oamenii din jur. Trecem la maimuță. Maimuța are un proverb